Bună, copii! Vă spunem bun venit la colțul cu povești! Dumnezeu a făcut atât de multe culori. Negrul. Crezi probabil că negrul și albul sunt și ele culori ca celelalte, dar ar trebui să știi că ele sunt diferite de celelalte culori. Săptămâna trecută am învățat că albul este un amestec de toate culorile luminii și negrul este special, dar este opusul. Am putea spune că un lucru negru nu are culori. Niște fructe negre foarte gustoase sunt murele. Uneori, ele cresc în sălbăticie, în locuri în care nimeni nu le-a plantat. Și nu doar oamenilor le plac murele, și păsărilor, urșilor, țestoaselor și insectelor le place să mănânce mure. Mai sunt și alte tipuri de alimente negre. Fasolea neagră este foarte gustoasă și uneori oamenii pun semințe negre de mac în pâinea de porumb sau în brioșe. Îți vine în minte vreun animal negru? Probabil că ai văzut că unele vaci sunt negre sau alb cu negru, dar bivolițele sunt negre din cap până în picioare. Deseori, fermierii au vaci și bivolițe și e plăcut să te uiți la ele cum pasc pe pajiștea lor verde. Zebrele sunt un fel de cai sălbatici care trăiesc prin părțile Africii. Zebrele nu sunt negre în totalitate, ci au dungi negre și albe. Știi că modelul de dungi de pe fiecare zebră este unic? Fiecare este altfel și, la fel ca pe zebră, Dumnezeu te-a făcut și pe tine unic și special. Nu mai este nimeni ca tine. Mai sunt și alte animale negre. Există șerpi negri, scorpion negri și gândaci negri. Există și multe specii de păsări negre, precum corbii sau ciorile. Alte lucruri care sunt negre sau gri închis sunt norii aducători de furtună. Ai privit vreodată o furtună apropiindu-se? Ai văzut fulgerele și ai auzit tunetele? Norii aceia pot fi foarte întunecoși. Îți amintești de povestirea despre ucenicii lui Isus în barca lor pe lac în timpul unei furtuni teribile? Când l-au rugat pe Isus să-i ajute, el i-a ajutat. Furtunile pot fi înspăimântătoare, dar dacă îl rugăm pe Isus, el ne poate ajuta să nu ne fie teamă. Va avea mereu grijă de noi. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!